Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Vendor by Ambasadori. Astăzi avem o invitată cu totul și cu totul specială, alături de mine, nimeni alta decât Simona Nae. Bună, Simona! Bună, bună ziua tuturor ascultătorilor! Bine te-am regăsit! Ești pentru prima oară la Activ FM? Da! Și bineînțeles la emisiunea Vendor. Ne bucurăm să te avem alături de noi. Și eu mă bucur. Ca să aflăm multe detalii și secrete despre ceea ce se întâmplă în viața ta acum. Da, secrete. Depinde de care secrete, dar... Încercăm să ne aflăm, cam citit de la tine pe pagina de Facebook multe detalii despre ce planuri ai de viitor. Și atunci credeam că poate mie astăzi o să spui multe secrete. Depinde, vă vedea. Da. Spune-ne, am văzut ce ai făcut în ultimul timp. Păi, în ultimul timp mi se pare că am încercat să fac destul de multe lucruri și m-am axat pe lansarea noului single. Badly, de fapt, el încă nu s-a lansat, dar am lansat așa un teaser. Pe care o să-l ascultăm mai încolo. Da, teaserul piesei. Ce pot să spun este că Simona Nae reintră în forță, pot să spun așa, printr-o schimbare totală. Adică schimbare de, pot să spun și atitudine, schimbare de look și schimbarea stilului muzical. Pentru o schimbare de atitudine. Tu aveai o imagine de fată cu minte. Păi de asta spun. Melodia ta, ultima ta melodie pe care o am întipărit-o cu coș de porocală. Da, celebra melodie, da. Spune-ne, da, cum vine această schimbare, de unde? Păi știi tu, câteodată ai nevoie și de schimbări, mai ales ca și artist, pentru că trebuie să te reinventezi. Coș de portocale a fost o perioadă foarte frumoasă din viața mea, o piesă care mi-a plăcut enorm de mult și încă îmi place, însă Simona Nae trebuie să ia o nouă, proiectul Simona Nae trebuie să ia o nouă turnură acum și de asta spun că am decis să îmi schimb și stilul muzical și am decis să arăt, de ce nu, că Simona Nae are și sex appeal. Foarte frumos, evident că are, credeți-mă aici. Și că a devenit, a crescut, este femeie, acum nu mai este domnișoară, așa, nu mai este copilă, da. Așa că, normal, era și cazul să schimb acea imagine de adolescentă. De-abia așteptăm noul videoclip ca să vedem această schimbare. Da, noul videoclip va fi ceva mai târziu, după ce, adică, bineînțeles, piesa, după ce voi lansa piesa, piesa se va lansa oficial pe data de 22. Mi-a șoptit o păsărică că ai făcut o ședință foto pentru această piesă. Da, și... am făcut o ședință foto și o ședință foto prin care chiar veți putea vedea o nouă imagine a Simonei Nae, o imagine, ca să spun așa, mai rea. În sensul bun al cuvântului, că eu nu o să pot să fiu niciodată rea, dar pot să spun așa că acolo chiar veți vedea că există mult mister și mult sex appeal în noul shooting. Un shooting la care chiar mi-am schimbat și locul și la care m-a ajutat doamna Elena Usac în vederea lucrului, mă refer hairstyle. Andreea Priescu m-a ajutat foarte tare pe partea de make-up, pentru că și acolo a trebuit să fac foarte multe schimbări ca să arăt ceea ce am de arătat. Alexandra Calafetanu, care m-a ajutat cu ținutele, pentru că și ele au fost foarte importante, să-mi scoată în evidență tot ce se poate. Și Mihai Ion, cel care a făcut fotografiile, da. Așa, unde ai făcut ședința foto? Ședința foto? Ce? Secret! Ce decor, ce design! Este secret! Ședința foto a fost făcută într-un decor... într-un decor... cum să spun așa... o să vedeți! Spațiu liber, verdeață sau între clădire, așa... Între, nici afară, nici înăuntru, o să vedeți voi despre ce e vorba. Eu așa, dacă dau detalii, da. Nu mai e surpriză, nu? Da, de-abia așteptăm. Eu am văzut pe Facebook astăzi teaserul, l-am ascultat noua piesă și cred că o să iasă ceva interesant. Spune-mi puțin, dacă poți... Vis-a-vis de noua piesă? Vis-a-vis de noua piesă. Apropo, vreau să vă spun că pentru noul meu proiect îmi caut și dansatori.
Și aici mă refer mai mult la băieți. Pentru caut toți ascultătorii, băieți, Ana e caută dansatori băieți, câți? Băieți nu contează câți, vom vedea. Dar ei se pot înscrie, detalii mai multe pot afla pe Facebook-ul meu, Simona Naia Oficial. Acolo se pot înscrie, pot să afle detalii, pot să vadă despre ce este vorba, proiectul și așa mai departe. Deci, oficial, Simona Naia caută dansator! Deci, nu uitați să apelați și doar pe Facebook și un număr de telefon sau cum intră contact. Da, pe Facebook. Pe Facebook, o să afle toate detaliile. Exact. Okay, perfect. Piesa, dacă vreți să o vedeți, și teaserul, bineînțeles, YouTube, Simona Naia Oficial, canalul meu. Și o să vadă mai multe detalii ca să poată să te contacteze și să-i vedem în curând alături de tine. Da, bineînțeles. Bine, hai să vorbim puțin de ce ai făcut în ultimul timp. Păi, depinde la ce te referi. Ai avut mai mult timp pentru viața ta personală sau... Ce știi că eu fac... timp pentru viața personală cam tot timpul. Adică încerc să împac cariera, să spun așa, și drumurile cu viața personală. Pentru că dacă nu fac asta, la un moment dat, cum să spun așa, ușor te autodistrugi. Da, evident, așa este. Și nu e ok. Am și un cățeluș drăguț, un Yorkshire Terrier, care mă ajută să... Oh, ce frumos, te voia să-l aduc, să-l vedem și noi. Da, uite, îl pot să cânte și el la radio. Da, să știi că el chiar cântă. Hai să râd, dar el cântă de fiecare dată cu mine. Cu și tine, da? Da, e extrem de fericit și creează o bună dispoziție, oricât de obosit aș fi și oricât de stresată și supărată. El e bucuria mea când ajung acasă, e cel mai fericit. Iar în vacanță ai fost undeva? În vacanță să știi că nu am reușit să merg, adică mă refer, n-am reușit să plec din țară, dar am fost la mare, am fost la munte, am fost pe la țară, pentru că mie îmi place foarte mult viața la țară, e foarte relaxant, dar n-am reușit pentru că am avut foarte multe de făcut în vara asta și n-am reușit să ajung. Da, pentru că ai proiecte noi. Și exact, acum mă acces foarte mult pe proiectul nou și n-am concerte? Concerte sunt, e să știi că eu nu rețin niciodată rocațiile. Nu-ți fă griji și mie mi se întâmplă să nu rețin numele persoanelor și atunci e cel mai aiurea. Deci, dacă mă întreb, ai fost nu știu unde, trebuie să-mi întreb managerul, am fost. Pentru că eu mă concentrez foarte tare. La mare, la munte, prin țară, bănuiesc. Da. Prin țară, îți dai seama că așa sunt artiștii, de colo-colo, toată ziua. Te așteptăm concert și la ambasador din nou. Da, sigur. Cu următorul concert. Și, bun, hai să ascultăm o piesă, ca să vedem că, oricum, din câte știu, în ultimul timp ți-ai schimbat stilul, încet. Nu dintr-o dată, nu? Cu nouă piesa Paradise, da, este pe același stil ca în trecut? Da, spre club. Nu, Paradise nu este același stil, pentru că, tu știi, de la Coși de Pornocale la Paradise a fost o evoluție. Da. Da, Paradise este o piesă care mie personal îmi place foarte mult și o să-mi placă tot timpul. Este o piesă compusă de mine, atât de mine melodică și text. E în colaborare cu Emil Lasaria și e o piesă care a avut un feedback foarte, foarte, foarte bun. Haideți să ascultăm. Atât în țară cât și în afară țării. Paradise cu Simona Naia. I wanna be with you, my baby. I wanna feel
wanna be with me, and I wanna set you free. Just take a walk with me in paradise. The sun is on the sky, the rhythm takes you high. Just come with me and baby, don't ask me why. Am revenit în platou alături de Simona Naecu și am ascultat una dintre ultimele piese, Paradise. Foarte frumoasă piesa. Da, mă bucur să-ți place. E de club, așa de... Și eu spun la fel, e frumoasă, îmi place foarte tare. E de vară. Da, sunt tocmai ce a trecut. Vara. Da, ne duce cu gândul la mare, la cei care au avut concertii, cum n-am avut eu. Lasă că poate duci acum undeva de Crăciun. Da, de Crăciun. Revelion, nu? Foarte frumoasă piesa și următoarea piesă o să semene puțin sau? Nu. Nu, nu, Badly e un pic mai electro. E mai electro. Da, da. Și la Badly o să ai și un clip? Da, o să fac și un clip și probabil, adică sigur, va fi Sorin Mănăstireanu, regizor. Și dar... cu siguranță o să fie dansatorii care au ascultat acum la Active FM că Simona Naie caută dansatori și cu siguranță în noul clip o să vină băieții. Da, da. Să mă chem și chiar, de la casting. Da, da, vor fi cadre cu dansatorii. Da. Și am nevoie de dansatori. Te pot timp. Ajuta să știi cum. Să arate bine. Să arate bine pentru... Adevărul e că noi la Ambasador avem petrecere cu Espuma Party, tu știi, a fost foarte ocupată și n-ai putut să ajungi, dar ce acolo frumos. Avem și noi băieți, avem dansatori, așa cum să spun o bulină, da, o să spun, o să-i spun pe băieți și o să le zic că îți caut dansator. Au fost petreceri cu Espuma Party, dar am avut în același timp nu doar fete și băieți, a fost un spectacol, un show. Chiar acum o să avem, duminica aceasta, o să avem o petrecere Last Summer Party, ca să zic așa, cu Espuma Party, pentru că se termină deja sezonul de vară și am spus să facem ceva deosebit. O să avem o Geisha Party, ca să spun așa, cu multe surprize. Asta vreau să spun și eu, apropo de show, că proiectul Simona Naie va schimba și show-ul de concerte, va fi ceva explosiv. Foarte frumos, pot să spun sexy în același timp. Și de asta și băieții au un rol foarte important acolo, dansatorii, așa că vă aștept să vă înscrieți, pentru că într-adevăr va fi un show incendiar. Pentru cei care au intrat mai târziu pe scenă și ascultă acum Active FM, Simona Naie caută dansatori, toate detaliile le găsiți pe Facebook, Simona Naie oficial. Ia zi-mi tu, dacă tot vorbim de Facebook, pentru că acum toată lumea e nebunită. Da. Ai mulți like, fani, like. Vorbești cu fanii. Cum, da. La tine cum se procedează? Tu vorbești personal sau ai pe cineva care se ocupă? Nu. Nu place lucrul ăsta. De ce? Eu chiar sunt eu acolo, deci chiar vorbiți cu Simona. Există mai multe categorii de artiști care se ocupă ei. Bineînțeles că pe pagină e posibil ca... și alți oameni, chiar și managerul, chiar și alții să mai scrie când e vorba de evenimente sau concerte sau când poate nu poți să vorbești tu și așa mai departe, să scrii, mă rog.
Dar eu postez. Eu postez acolo, eu vorbesc cu fanii, dar pentru că știi cum e, ei sunt cel mai important lucru în viața noastră, știi? Da, așa este. Și ai o satisfacție anume. Ia zi-mi, cel mai interesant mesaj care l-ai primit tot de la un fan pe Facebook. Păi da, mesajul primești tot timpul. Eu știu că primești, dar ceva așa palpitant să ne spui și nouă. Mă, nu am primit ceva așa. Cerere în căsătorie. Da, e cerere, că... nici chiar așa, nu. Cerere în căsătorie n-am primit deocamdată. Dar tot felul de mesaje. Ai fost urmărită vreodată de fan? Nu, și nici nu doresc. Eu cum încerc să aflu picanterii. Nu, n-am fost urmărită și nici nu. Nu cred că e drăguț să dai să nici poate de paparazzi. Poate după ce o să lansezi noul clip o să ai mai... Da, vom vedea. O să ai mai mulți fani. Oricum, cu siguranță, toată lumea, toți fanii tăi așteaptă noua ta schimbare de look, noua ta imagine. Da, așa că vă aștept să vă înscrieți și pe, să vă abonați la canalul de YouTube, pentru că acolo puteți vedea absolut orice noutate și absolut tot ce înseamnă domeniul Simona Nae, tot felul de videoclipuri și bineînțeles piesa care va fi lansată pe data de 22. Acum e doar un teaser, dar o să ascultăm piesa are mult mai mare potențial și teaser-ul, să așa în premieră la radio. Da. Ok, haide să ascultăm teaserul cu noua melodie Badly. Badly. When I look at you, I'm feeling messed up. I get hard, I want you badly, want you baby so much. You're so real, you make me crazy when I just look at you. Come to me, baby, I want my hands on you. And I know that I can love you, wanna kiss you, my love. And I feel you will be mine, I'm feeling this on my blood. And I know that I can please you, baby, every day. You're my star, so get a place beside me here on my car. Am ascultat un teaserul foarte tare. De-abia l-așteptăm. Și eu abia l-aștept să lansez piesa chiar. Sunt foarte entuziasmată de nou proiect. Și noi. Ia, spune-ne în paralel cu muzica, ce proiecte mai ai? Păi cam ăsta e proiectul meu cel mai important. Eu știam ceva de film, Disney, ceva. Păi face parte tot din muzică. Nu, în paralel cu muzica, un alt proiect, știu că acum, pe moment, nu colaborez cu Disney, dar am colaborat cu cei de la Disney și a fost o colaborare extraordinar de frumoasă. Am colaborat pentru Tangled, cele mai noi filme ale lor, Tangled și The Princess and the Frog. Eu sunt fan. În Tangled, bineînțeles, am fost Rapunzel și The Princess and the Frog, Tiana. Și am mai făcut și Aladdin, Yasmin, aproape toate prințesele posibile de la Disney. Da. Chiar a fost o colaborare frumoasă și un lucru pe care mi l-am dorit de mic, copil. Da, cred că o să aduce și să aduci bucuria de tot copiii, e foarte frumos. Să dublez, foarte da. Frumos. Chiar. Da. Și noi, ambasador, are o surpriză. Pe care nu pot să spun acum, la fel ca tine. Păi normal, dacă surprize. Surpriză legată de copii și de aceea te-am întrebat, pentru că știam. Dar să știi că la filmele Disney nu se uită la copii. Nu, ți-am spus, eu dimineața primul. Știi că până la urmă toți avem un copil înăuntru nostru, nu contează vârsta, așa. Evident, primul lucru care fac, deschid televizorul și mă uit la Disney, nu știu. Și eu la fel, încă mă uit la desene animate. Păstrăm copilul din noi. Da, da, nu e lucru. Hai acum să vorbim de noua ta imagine, pentru că deja nu mai se leagă. Am dat în copilării, nu? Am dat-o în copilării și atunci o să zic, mă, cum îmi schimbă imaginea că vorbește? Da, de ce? Nu. Imaginea unei artiste, imaginea unei artiste. Oricum, eu în viața de zi cu zi sunt total altfel decât sunt pe scenă. Pe scenă ești altcineva, ești artist, pe scenă îți permiți absolut orice, iar în viața de zi cu zi sunt cu totul și cu totul alt om. M-am adică înțeles. Nu sunt așa cum sunt pe scenă. Pe scenă mă transform. Te da, foarte. În general, artiștii sunt diferiți. Oricum, scenă îmi dă o altă energie și mă motivează într-un alt fel, normal, că nu pot să fiu ca artiști. Apropo de scenă, știu că fiecare artist are un tabiet înainte să înceapă o cântare. Face ceva,
Tu ce faci? Faci ceva anume ca să nu ai emoții? Nu există așa ceva. Deci nu, emoții am oricând. Și la orice oră. Pot să cânt în fața doi oameni, pot să cânt în fața un milion. Dar nu, tot timpul am emoții. Și consider că asta face parte dintr-un artist. Un artist adevărat trebuie să aibă emoții, pentru că asta înseamnă că are respect față de publicul său. Da, foarte frumos. Dacă tot am ajuns la momentul cântatului, poate ne cânt și nouă ceva acum? Wow, păi nu știu ce să cânt, că întotdeauna am așa de multe lucruri în cap încât nu știu. Păi uite că s-a terminat vara, hai să vă cânt un pic din Summertime, vrei? Summertime and living it's easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your mama's good looking. So high, little baby, don't you cry. Felicitări, foarte frumos. M-au luat fiorii, să știi că eu când eram mică îmi doream să fiu cântăreață, dar din păcate mama natură nu m-a înzestrat cu un talent muzical. E, știi cum e, fiecare suntem meniți pe lumea asta, da, să facem ceva. Da, sunt aici la emisiunea Eventor. Și promovezi artiștii. Și promovezi artiștii. Tot am ajuns în sfera asta artiștilor, vezi? Foarte frumos. Am vorbit despre Simona Nae și noul ei proiect. Te găsim pe Facebook, mai te găsim, mai și pagina sau doar pe Facebook? Și... Da, am doar pagina. Pe Facebook ai spus că parcă și pe YouTube Video sau pe ce ai zis că te mai găsim? Nu, YouTube. YouTube. Ah, okay. Pe Facebook, pe YouTube, pe Twitter, toate canalele de comunicare. Da, mm-hmm. Așteptăm foarte cu... Așteptăm surpriza ta. De-abia așteptăm să vină nouă clip cu Badly. Și această pozele, să știi că o să fiu prima care o să intre pe Facebook, chiar ca să-ți vadă foarte interesant. Și o să-ți las acolo comentarii, să știi. Da, te aștept. Sper să fie pozitiv. Și te aștept când o lansez, te aștept să vii la radio. Sigur, cum să nu? Active FM, păi, să o lansăm împreună aici, după ce o să lansez oficial. Sigur. Dacă vrei să le transmiți ceva fanilor? Păi, în primul rând să fie foarte, foarte atenți. În al doilea rând vreau să le mulțumesc că sunt alături de mine și că au fost alături de mine mereu. Că mă susțin, pentru că e un lucru foarte important. Și a fost și va fi mereu un lucru important. Cel puțin pentru mine, acum nu știu dacă și pentru alți artiști. Dar eu le mulțumesc din tot sufletul că mă sprijină. Și ce să spun, sper să le placă noua imagine Simona Nae și noul proiect. Și să fie acolo, să fie atent, să conecteze cu mine pe Facebook, pentru că eu îmi consider panica și prietenii mei, adică... Numele complet al paginei? Simona Nae Oficial. Simona Nae Oficial, dacă doriți să intrați în legătură cu Simona și, de asemenea, căutăm dansatori. Da, nu uitați, dansatori, da, vă scrieți pe Facebook. Toate detaliile le găsiți pe Facebook. Da. Ne bucurăm că te-am avut alături de noi și te așteptăm pe viitor. Și eu mă bucur tare, tare mult că am fost la voi în studio și chiar mi-a plăcut, să știi. Mă bucur. Da, m-am simțit bine. O zi bună să aveți, rămâneți activi. La revedere. Mă bucur. Ciao.